puțin lucru. Da. Așa este, și a egalat cea mai bună performanță a carierei în cadrul concursului de World Indoor Tour, cum sunt denumite. A început, Alex, și concursul de triplu salt. Trebuie spus că seriile la 60 de metri sunt în paralel cu concursul de triplu salt. E o săritură ratată. Depășită a lui Ion Diana. Și Ion Diana, evoluții foarte bune. Tot acest sezon. Mi se pare că va fi pentru prima dată, dacă și reușește Ion Diana, să o învingă pe Iușco într-o competiție directă. Și asta e o săritură foarte bună, e peste 13 metri, deși, după cum ai citi reacțiile ei, nu pare să fie mulțumită. Nu. Probabil în jur de 13-30, haideți să urmărim, 13-44. Da. Săritură bună, care, în ciuda faptului că nu este un personal best, reprezintă una dintre cele mai bune sărituri ale ei din acest sezon și din acest concurs. De altă parte, încercare pentru Ion Diana. Da, și unul dintre marile avantaje ale avansului tehnologic pe care a luat știința, faptul că poți să-ți urmărești imediat evoluția, te duci la antrenor și corectezi eventual dacă e ceva de făcut. Să vedem numărul 137 de concurs pentru Diana Ana Maria Ion, legitimată la CSM Onești. E, din punctul meu de vedere, călcată, da? Da, da. Săritură depășită pentru Ion Diana, din păcate. Dar iată că și-au făcut apariția și cei mai rapizi dintre români, să spun așa, băieții la 60 de metri sprint. Avem în această probă numai puțin de 5 serii. Așadar, 5 serii.